acțiune. E adevărat că mai e puțin până la finalul întâlnirii. E gol. Marchează Daniel Florea și Astra câștigă cu 2-0 această întâlnire în care putea fi egalată în urmă cu doar câteva zeci de secunde. Daniel Florea înscrie primul său gol în acest sezon. În stagiunea precedentă a punctat de 3 ori. A înscris și în acel 4-1 din aprilie de aici de la Târgu Mureș. Și a doua victorie pe care Astra o obține pe terenul lui ASEA. Iată, de la Nicoară pentru Takayuki, foarte bună centrarea japonezului. Iar Florea face ceea ce n-a putut face Ciolacu la aceeași poartă în prima repriză. 2-0, Astra bifează al doilea succes al sezonului și face 8 puncte. O egalează pe Concordia, o depășește pe CFR Cluj, care joacă